Bună seara și bun găsit la emisiunea 24 de ore la Acum TV. Este miercuri și alături de noi în redacție a revenit primarul orașului Staționer Târgohna, domnul Ștefan Șilochi. Bună seara, domnule primar, bine ați revenit la noi! Bună seara, bine v-am regăsit! Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră! Așa este, mulțumim frumos că ați răspuns prezent invitației noastre, că ați reușit să ajungeți la noi, deși luna decembrie e recunoscută pentru multitudinea evenimentelor, de obicei festive, de obicei de suflet, emoționante, de ce nu? O să începem cu evenimente care au avut loc recent și nu doar în Târgocna, în toată România. 0334405708 este numărul de telefon la care puteți suna pentru a intra în legătură telefonică directă. Nu uitați, așteptăm întrebările și de ce nu necazurile dumneavoastră aici să le comunicați, de ce nu poate găsim împreună soluții. Domnule primar, am zis că luna decembrie este o lună cu multe evenimente. De altfel, din prima zi a lunii decembrie, chiar de 1 decembrie, am sărbătorit cu toții Ziua Națională a României. Avem imagini pregătite, o zi deosebită, o zi în care dumneavoastră a sărbătorit-o fix pe 1. Da, noi am sărbătorit pe 1 decembrie pentru că în ultimii 150 de ani România a avut 3 zile naționale. A fost 9 mai, 9 mai fiind data la care în 1866 a depus jurământul regele Carol I și, sigur, 9 mai 1877, ziua independenței. Această zi s-a sărbătorit până în 1947, când, deci mai bine de 100 de ani, când a fost declarată ca zi națională ziua de 23 august. Da? Știți, astăzi ziua insurecției armate, ziua întoarcerea armelor împotriva, da. Această zi s-a sărbătorit până în 1990, când pe 31 iulie a fost aprobată prin lege ziua de 1 decembrie. Sigur, ea a fost promulgată de președinte și publicată în Monitor Oficial. De atunci avem ziua de 1 decembrie și... De 30 de ani, de nu? 29 de ani. Da, corect. Avem această zi, ea a fost atunci, știți că s-au propus mai multe zile, s-a propus să fie 22 decembrie și s-a propus această zi tocmai pentru faptul că de unitate. Adică s-a pus data celui mai important eveniment din ultimul secol din țară. Pentru că România era dezbinată, fusese evenimentele din martie, știți ce s-a întâmplat în 1990. Și de atunci sărbătorim această zi. Știți că și în perioada regelui Mihai, 10 mai, a fost ziua regelui, am greșit, am spus 9 mai, 10 mai, am greșit, da. 10 mai s-a sărbătorit cu mare fast. Care coincide cu ziua Europei, astăzi, în prezent. Da, da, s-a sărbătorit cu mare fast, apoi 23 august s-a sărbătorit de asemenea cu mare fast și noi acum încercăm să o facem cu o zi, cu două, cu trei înainte. Nu știu dacă e bine, noi cu colegii am hotărât să facem ziua exact. Aici, preacucernicii părinți, ne bucurăm că au venit cu toții. A fost ora fixată la ora 12:30. La prânz, ca da, să zicem ca să așa. Ca să poată veni cu toții. Și am avut soborul de preoți, cărora le mulțumim foarte mult că au fost prezenți. Și chiar dacă a fost duminică, chiar dacă a fost zi liberă, vedeți că sunt mulți elevi, toate școlile au venit și noi ne bucurăm că au venit să depună coroane, să participe la acest eveniment. Au fost consilierii locali, au fost șefii de la instituțiile noastre, uitați-l pe domnul general Apostol, prietenul nostru, care de fiecare dată este prezent la Târgu Ocna și, sigur, după ce s-a terminat festivitatea, am avut și o mică întâlnire, primarul de la Măinești, domnul Valentin Vieru, am fost... Sigur, el vorbește în numele primarilor de pe Valea Trotușului, noi avem și o asociație, dezvoltarea turismului, știți. Și aici domnul subprefect Cotărleț Paul, care îi mulțumim frumos că a fost prezent la noi, care transmite mesajul primului ministru cu ocazia zilei de 1 decembrie. Aici prima coroană o depune domnul, în numele prefecturii, domnul subprefect. Urmează apoi și celelalte coroane.
celelalte instituții care au fost prezente celelalte instituții, la evenimentul primarul, acesta, da. Consiliul Local și ne bucurăm că instituțiile au venit, vedeți aici este Consiliul Județean, sunt cei doi consilieri județeni. Într-adevăr, o zi frumoasă din toate punctele de vedere, dacă ar fi să ne gândim retrospectiv, a fost, cred că, cea mai blândă zi de 1 decembrie. A fost o zi de 1 decembrie blândă, dar indiferent, doamnă, cum este, dacă observați noastră și celelalte țări, nu schimbă ziua după cum plouă sau după cum ninge. Dar aici, primarii din zonă, da. Am depus cu reprezentantul, a fost și primarul de la Sălii Moldova, dar corana am depus-o împreună în numele primarilor de pe Valea Trotușului, cei care suntem în asociație. Și, în asociația Mompes. Da, pentru dezvoltarea turismului. Da, da, da. Da, aici observați Consiliul Local. Consilierii locali. Un mare număr de consilieri. Da, Consiliul Local și domnul viceprimar. Și da. Toate culorile politice, acum știți, am unit astăzi de întâi. N-a mai fost pe fiecare. N-a mai fost pe fiecare. La partide a fost fiecare separat, dar aici au depus coroane tot Consiliul Local, știți, așa am și spus. Foarte tot frumos, Consiliul Local, da, la corect, frumos. Așa este. Că până da. La urmă, Consiliul Local în... Da, aici Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Au... Noul comandant. Au depus coroane, nu toți cei prezenți. Da, numele instituțiilor... Nu puteți refuza dreptul a oamenilor de a... Nu, nu, și cetățeni nu. Simpli, dacă doresc să pună absolut, o floare, o lumânare absolut, acolo, păi, nu... Știți cum, ani de zile ne-am zbătut ca să... Uitați cu poliția din localitate. Că ne-am străduit să aducem tinerii, să aducem instituțiile să depună coroană de flori și acum cum să le limitezi? Ați văzut când este ceremonial militar, să depun doar un număr de coroane și apoi spune în afara ceremonialului pot fi depuse coroane. Haideți că e o chestiune care, după părerea mea, așa este. Da, în fine, face fiecare ce dorește. Cum noi, simte? Dacă observați că la noi nu prea avem ceremoniale militare și asta este unul din motive, punem banda care cântă imnul și tot ce este acolo și nu-i spunem militar ca să poată depune coroane. Am fost parcă împreună la Dărmănești, am văzut la Mării. Așa este. Este posibil ca un veteran de război să nu vină poată. Să nu, dar să depună în afară la și alții. Nu prea e permis. Nu se poate. Nu, eu nu spun că e bine, că e rău, dar spun că nu cred că este corect să depună la și alții. Cred că e normal să vedeți aici este școala națională. Toți vin și depun coroane și este bine că am ajuns la un număr de aproape 30 de coroane care se depun de fiecare dată. Și pe ce criterii să spun eu că haideți să pună unii și alții nu. Da? Nu prea aveți, domnule nu, primar, nu este dacă corect. Stăm și să ne gândim, măcar de 1 decembrie, judecăm drept. Știți cum, măcar de 1 decembrie să fim toți uniți și să uităm de anumite lucruri, da? Așa este. Oricum ar fi, nu puteți opri dreptul cetățenilor, participanților de a fi prezenți, de a depune sigur, coroane da. Și buchete de flori, până la urmă, așa e în tradiția nației noastre. Nu putem. Corect. Da, aici este jandarmeria. Exact, exact, exact. Da? De altfel, Târgu Ocna, dacă e să facem referire, are avantajul de a avea trei instituții. Ale Ministerului Justiției exact, și atunci, sigur că ați văzut uniform. Formele sunt apropiate nu și sigur avem școala națională de pregătire a agenților de penitenciare, spitalul penitenciar și centrul educativ. De aceea noi avem acești tineri cu care ne mândrim. Vă ajută foarte da. Mult prezența acestor tineri în uniformă. De altfel... Dar ce este foarte important și o să vedeți și vă rog să mai lăsați puțin, să vedeți școlile care vin împreună cu conducerile școlilor. Aici este foarte important. Așa. Da, și vin și depun coroane. Uitați, copiii tineri, este foarte important. Pentru ei vedeți, rămâne o zi memorabilă. Toți avem pretenții că nu sunt patrioți. Vreți sau nu vreți să recunoașteți pentru acești copii? Doamnă, dar ei trebuie să vadă la noi. Și dacă ați sesizat că majoritatea salariaților primăriei au îmbrăcat costumul național și eu am avut costumul național. Am vă remarcat, domnule primar. Ce facem? Detaliul face diferența. Dacă, uitați colegiul Costache Negri, da? Da. Poftiți. Da. Directorul în față și ceilalți copii.
Păi cine să le rate patriotismul? Știți că toți criticăm că tinerii de astăzi nu mai nu sunt. Mai adus sunt. Cineva vreodată cu un steguleț în mână și cu clasa, uitați, să depună coroane? Asta e întrebarea. Bine, în Târgocna ne-ai adus. Doamna, în Târgocna, da, dar nu e suficient. Adică avem pretenții să criticăm, dar el nu s-a dus niciodată să pună o coroană, să simte emoțiile de punere unei coroane, așa cum pe imnul care se cântă și dacă este prezent acolo, este foarte bine. Da, într-adevăr, ziua deosebită, indiferent, până la urmă știți cum e ziua României, ar trebui să fie în fiecare zi și să fim mândri de este tricolorul deosebită, nostru. Da, uitați preoții. Da, uitați, preoții în numele protopopiatului Onești, poftim, da? Da. Nu puteți să... Păi nu, dar foarte frumos, ce să-i pun, dumneavoastră nu, că sunteți, am depășit numărul. Ce să uitați, Salina Târgocna, da? Da, corect. Uite, dar uitați-vă la Salina. Directorul plin, directorul tehnic, da? Și juristul și contabilul de la Salina. Adică nu trimitem paznicul și cu... Aici e o chestiune, ați văzut? E de respect pentru instituția respectivă, da? A dus directorul și directorul tehnic. Adică cine mai de... Mai lăsați un pic că merită, da, dacă lăsăm, tot da, comentăm, lăsăm că tot vorbim pe imagini, da. Ne readucem aminte și eu ziceam așa, domnule primar, părerea mea că Ziua României trebuie să fie în fiecare zi. E adevărat, pe 1 decembrie să simțim mai eu mult sunt, ca... sunt instituțiile din oraș. Mai mult ca oricare altă dată. Instituțiile bancare. Da, sigur, da, depinde de noi dacă facem această zi, că nu o să vină cineva de afară să ne spună, măi, nu vreți voi de ziua voastră națională să faceți ceva? Așa este. Păi și dacă nu facem noi, cine să facă? Așa este. Și dacă nu facem noi cei care suntem, să spunem, mai cu experiență, de unde să facă cei tineri, da? Ia uitați-vă ce frumos aici. Partidele politice, Partidul Social Democrat, ia uitați cum merg. Da, foarte frumos. Da, foarte frumos. Da, așa da. Și trebuie, nu? Avem și partidele și lăsați-le un pic să vedeți toate la rând cum se duc. Deci când a fost Consiliul Local s-au dus împreună și acum fiecare partid politic. Da, corect. Știți cum e, doamnă? Și cum? Nu puteți îngrădi nimănui dreptul. Păi cum adică? Unul da și unul nu? Că partidele politice știți cum e. Politica, o agrem, nu agrem, suntem de acord cu ea sau nu. Ne place sau nu ne place, face doctrina parte din unui viața partid. Noastră. Uitați, Partidul Liberal. Național Liberal de la Târgocna, uitați. Corect. Da, foarte frumos. Ne place sau nu ne place, dar fără politică nu se poate. Așa este. Și se pare că toate formele de guvernare, de stăpânire a lumii în istorie, aceasta cu partidele politice are ceva vechime și încă se ține, știți? Cu cele puteri în stat, acest sistem, da, așa este. Care îi spunem noi democratic, se pare că a rezistat. Că dacă era ca înainte, știți, scoteam săbile, războaie, ce era de capul nostru? Era mai greu, așa era mai este. Greu, nu mai era mulți, uitați, da? ALDE. ALDE, da. Da. Foarte frumos. Uitați, știți cum e? Membrii de partid de la ALDE, consilieri locali. Ordinea nici mai contează în care s-a fiecare a pus. Este irelevantă. Fost, da. Faptul că simți că în pieptul tău bate o inimă de român, nici mai contează culoarea politică. Da, așa este politică. Corect și așa este frumos și pe 1 decembrie toți am fost și v-am spus toți că după ce am avut o singură culoare politică, cea da, tricolorului. Exact. Și după ce s-au depus coroanele de flori, am avut și o recepție în primărie unde ne-am întâlnit cu toții și pentru câteva momente am fost împreună și am uitat de toate... Dar lăsați că vin acum evenimentele următoare. Avem ședință, să vedeți acum, da, sunt discuții, dar uitați, și Uniunea Salvați România? Nu. Da, deci vedeți, încet, încet se leagă. Cum să nu, uitați, aici partid nou, dar cu... Da, și cu o participare da, numeroasă, sigur. Ca să zic așa. Păi e și o mică, știți, cam e o competiție. E o mică competiție și am văzut să fie, la unele partide mai puțin, la păi, alții na, tele na, mai data mult. Viitoare, un mic program artistic, uitați ce frumos pregătit de școala numărul 2. Frumos. Da, într-adevăr, zic eu, domnule primar, o zi frumoasă din toate punctele de vedere. Mulțumesc colegilor pentru imagini. Și am avut și taraful Casei de Cultură, care a prezentat... Ca de fiecare dată, au zi de sărbătoare. Au prezentat așa un program după sufletul nou și rădăcinile noastre. Sigur, ne aduc aminte de moșii și strămoșii. Am văzut trandafiri de la Moldova. Da. Corect. Da. Și-au cântat copiii, asta e foarte important. Instrumentiștii Casei de Cultură și au cântat copiii. Interesant. Vreau să vorbim și de Sfânta Varvara. Fui, că sigur. Știți cum e? Ziua de 1 decembrie se leagă așa frumos și armonios
cu o zi de suflet așa a comunității târgocnene, dacă ar fi să zicem, da. Târgocna se poate lăuda cu multe și domnul profesor Corneliu Stoica a făcut așa un bilanț al lucrurilor extraordinare care sunt în Târgocna și dacă e să zicem, cel care m-a impresionat, plăcut, deși știam, așa, nu este localitatea cu numărul cel mai mare de biserici raportat la la numărul de locuitori, la populație. Avem mai multe recorduri, așa, dar dacă ați spus de Sfânta Varvara și poate prezentați imagini... Avem și imagini de acolo, așa este. Atunci putem să vă spunem că este una din sărbătorile localității. Vreau să mai zic cu o singură completare, cu biserici, nu? Cu biserici la... Avem 18 biserici la cota 0. Corect. E 240, dar noi spunem cota 0 în oraș. Avem două mănăstiri la peste 500 de metri. Corect. Și avem și la minus... în 200, inima pământului, da, ca să zicem de metri, așa. Uitați, da. Adâncime, avem această biserică. Este biserică ortodoxă și este unică pentru că este ortodoxă. Ea a fost inaugurată în 1992 la Sfânta Varvara, pe 4 decembrie. Am avut fericita ocazie să fiu și la inaugurare și să fiu și la împlinirea unui sfert de veac. Aici, în Alt Preasfinția sa, Părintele Vicar și sigur că a fost o onoare să participe și uitați aici toată conducerea salinei, domnul director. Dar e tradiție de Sfânta Varvara, am văzut. Directorii tot, să fie invitați. Nu numai directorii, dar și cei care au lucrat și sunt la pensie. Sigur, toți. Vin cu bucurie și emoție. Am auzit discuții, doamne, dar eu să nu fiu de Sfânta Varvara în mină? Să știți că minerii sunt foarte uniți între ei, iar și minerii de la sare nu fac excepție. Tocmai de aceea, faptul că ei sunt într-un pericol în activitatea lor, erau foarte uniți. Aici vedeți soborul de preoți, mulți cetățeni. De Sfânta Varvara se asigură transportul gratuit în subsol, la biserică, și vin atunci foarte mulți din toate localitățile învecinate. Uitați-l, Părintele Protopop, sigur, care a fost în mijlocul nostru, împreună cu un alt preasfințitul Pimen, și sigur că a dat un fast deosebit acestei sărbători. Dacă ați văzut și ați fost acolo, amintiți și de rolul pe care l-a avut Primăria Târgocna și, sigur, prin intervențiile pe care le-am făcut noi la Odessa, la Înalt Preasfinția sa Arhiepiscopul Agafanghel, am reușit să aducem moaștele Sfintei Varvara de la Odessa în Târgu Ocna și a fost un lucru mare. Adică am reușit noi pe partea administrativă să reușim un lucru care era foarte complicat pentru o biserică. Pot să zic că au fost demersuri începute, acum dumneavoastră nu ziceți, dar am să zic eu, de un primar catolic, nu? A, da, eu sunt catolic, soție ortodoxă, sunteți, dar nu are importanță. Corect. Da, suntem creștini. Trebuie să spun. Suntem creștini și, da, să știți că eu am ordinul Melchisedec de clasa a treia. Deci dacă vreți să spuneți așa, atunci puteți spune că sunt Corect. Cel mai ortodox primar catolic. Așa pentru este. Pentru că ordinul Melchisedec se dă enoriașilor. Nu m-aș lăsa să termin. Se dă enoriașilor cu... Știu? Este cea mai înaltă. Și sigur. Cea mai înaltă distincție. Și pentru faptul că am reușit să retrocedăm. Să retrocedăm terenurile care au fost în proprietatea bisericilor și pentru faptul că am reușit să aducem moaștele. Sigur, am avut trei audiențe la Înalt Preasfinția sa, a trimis două delegații la noi și au văzut condițiile și biserica și în scrisoarea care a însoțit moaștele a spus pentru cea mai frumoasă biserică din sare și pentru orașul Târgocna dăruim aceste moaște. Sigur că intervențiile au fost și a Părintelui Protopop, au fost și două delegații de preoți din Târgu Ocna, la Odessa, adică a durat puțin, dar până la urmă au ajuns moaștele și aceste moaște dau cu mai mare importanță acestei biserici și sigur noi ne bucurăm că vin foarte mulți turiști să viziteze biserica și
Dumneavoastră nu prea spuneți, dar eu am să spun, domnule primar, pentru că știu că nimic nu se face așa cu un bețișor magic peste noapte, ci după multe discuții, înțelegeri, discuții, iar negocieri bune, pentru că e mult aici tact și multă diplomație, pentru că totuși Ucraina este o țară vecină. Ucraina este țară vecină. Sunt... Moștele, să știți că n-am crezut nici eu că au o importanță spirituală atât de mare. Cu siguranță au. Au o importanță foarte mare care nu prea poate fi evaluată, să spun, material. Adică așa să este, nu putem calcula. Am plătit nu știu cât și... Sau cumpărăm, mă duc și cumpăr. Aici e o treabă complicată. Deci aici lucrurile au durat cam vreo 2 ani de zile, dar ne bucurăm. Începutul a fost așa, să zic, neîncrezător. Și primele intervenții le-am făcut noi pentru că biserica a spus nu credem că reușim acest lucru. Dar biserica era rezervată. Sigur că câteodată e bine să nu știi. Cât de greu va fi? Eu nu mi-am dat seama ce cer eu. La ce vă băgați? Și sigur, împreună cu domnul consul general de la Odessa, care a mediat, să spun, toată această discuție și această solicitare a noastră, și-a făcut lobby pentru chestiunea aceasta, că nu de e acord, simplă. De acord, dar gândiți-vă că eu nu am știut la început ce importanță are, știți? Și m-am dus și am cerut așa, cum aș fi cerut ceva normal. Și poate a apreciat acest curaj al meu, că m-am îndrăznit să spun, știți? Sigur, aveam ceva informații, cam cât s-a... Un pic v-ați gândit, v-ați documentat înainte. Nu, după m-am gândit, după ce am făcut prima solicitare și când am văzut cam în ce condiții au fost aduse moaștele de către domnitorul Vasile Lupu, moaștele Sfintei Paraschiva, după ce am auzit în ce condiții a ajuns să sunt de la Suceava la Suceava, mi-am dat seama că am pornit o chestie așa la care... Nu, sorții nu prea erau de izbândă. Dar cred că am avut noroc și știți cum... Nu, aici nu sus, are nimic de a face de cu norocul, domnule primar. Da, nu. Când cel de sus a vrut să fie, să avem moaștele Sfintei Varvara în Salina, uitați că au ajuns. Și poate așa a vrut și Sfânta Varvara să vină și în inima pământului, la Târgovna. Atunci știți, când am adus, o lună de zile au fost plimbate prin județ, au fost plimbate și la Arhiepiscopie, la... Da, 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 a fost un moment de sărbătoare. A fost un moment de sărbătoare și delegația de preoți care a venit. Adică am pornit-o și vedeți câteodată a reușit. Asta chiar nu mă gândeam că... Sau, cum să spun, n-a fost în programul meu să spun așa, știți că acum toată lumea vorbește ce ai promis și ce ai făcut. N-a fost în promisiune în campanie, n-a nu? N-a fost și nici nu cred că puteam să-mi permit să spun așa ceva, dar după câteva vizite, știți că noi suntem înfrățiți cu 5 orașe din Ucraina și repet acest lucru, cu Avangard, cu Cetatea Albă, cu Reni, sigur, cu localitate la vărsarea Niprului în Maragora, Pristan, și sigur că ei au ținut cont de, am fost primit și la viceguvernatorul regiunii Odessa, împreună am fost cu reprezentanții județului, am înfrățit județul Bacău cu raioane din adică zona... Adică ați făcut lobby, cu alte cuvinte, pentru comunitățile de români din Ucraina. Am făcut că aici la un moment dat toate discuțiile toți îmi rosteau numele, că eu am început, știți? Și spuneau că toate au început dintr-o dată. Știți cum eu, așa, dacă încerci și obții, ce ai șanse să obții. Dacă nu încerci, n-ai să obții niciodată nimic. Da. Și uitați că am reușit acest lucru și sunt bucuros că și Părintele Protopop a amintit la slujbă de implicarea primăriei în obținerea. Dar, bineînțeles, împreună cu biserica, pentru că nu le-am primit noi, le-a primit biserica, episcopia. Au făcut preoții nenumărate drumuri pentru a... Asigur, da. Că da. Nu... Da, dar vă dați seama când... După ce am avut prima întâlnire, vă mai dau un episod. La a doua întâlnire m-a chemat domnul consul general și a spus că este o recepție de 1 decembrie. Te rog să vii că și-a anunțat vizita și înaltpreasfinția sa arhiepiscopul Agafanghel. Eu m-am dus cu 2 scrisori traduse de prin consulat în limba ucraineană. În fine, aveam 2 pentru că erau, unii spuneau Agafanghel, unii spuneau Agatanghel și zic, mă duc cu 2 ca să fie exact. Da, să nu greșiți. Și sigur, când am intrat în audiență la dânsul, ce credeți că i-am scris? Că ne invit să vizitezi orașul Târgu Ocna și de Zâncă. Și dânsul a rămas uimit așa. Puteți seama,
Eu când m-am întors și am spus părintelui Protocop și în al preasfințitului ce am făcut, a spus, păi, dom'le, dar asta e o întâlnire care se face la nivel de prim-ministru, de președinte. Nu se poate chiar așa, domnul primar. Dar cred că i-a plăcut curajul meu, că eu neștiind... Procedura și tipicul. Nu, dar nu știm, cunoscând exact diplomația, știți? Și atunci a trimis prima delegată și a zis, bine, vedeți ce-i costa. Da. Fine, așa au urmat lucrurile. Ele s-au așezat, apoi au intrat în discuție, sigur, delegația de preoți a discutat și a fost... Deci a fost așa un pic necunoașterea procedurii, dar da, a fost de bun augur. A fost, da, curajul meu, cum am dus la prima întâlnire, când m-am dus, vă dați seama, cu bodyguards acolo, pregătit, eu m-am dus direct... Securitate maximă, pentru că totuși este o... Nu, și în domnia sa este absolut, personalitate. Este o personalitate la care nu se ajunge oricum. Dar sigur, tot prin domnul consul general am reușit să obțin audiența. Audiența a avut loc la Reni. Știam că vine la Hram la Reni și atunci eu m-am prezentat acolo și am cerut audiență la Reni. Și a doua a fost la... Ați spart și aici procedura, vă zic sigur. De acord, da, da, am spart procedura. Nu s-a uitat așa la mine. Da, în fine. A doua întâlnire a fost la Odessa. Și a treia am fost invitați, au venit două delegații de preoți și apoi am fost noi invitați la Odessa la ziua Înalt Preasfinției sale, unde a fost cu o delegație de 8 preoți din zonă. Unde ați respectat procedura. Nu, și acolo să știți că am intrat în ritm. În furcile caudine, nu? Atât de impresionat a fost de modul cum s-a comportat preoții noștri. Acum deja spuneți din casă. Da, ce să spun din casă. Noi eram invitați la protocol două persoane, eu și Părintele Protopop. Dar a fost Protopop de Onești. De Onești, da. Părintele Ioan Burgoanu, da. Dar atât de plăcut a fost că ne-a chemat pe toți. Vă dați seama la ce înalt, la ce nivel să discutăm. S-a ajuns, da. A plăcut, da, am discutat, am fost primiți, a fost foarte important. Și apoi mai avem câteva delegații și... s-au rezolvat Da, deci încet, încet, dar cu pași mărunți și siguri. Cu pași mărunți și vedeți că în viață trebuie să încerci. Să încerci. Da, așa este. Sfânta Varvara și anul acesta a adunat mulți credincioși. Da. Dar de altfel, în sine, mina de sare și beneficiile aerului din subteran aduce un număr mare de turiști. Da, anul trecut am avut 265.000 de turiști, în acest an se estimează că este mai mare cu 10%. Este cel mai important obiectiv al orașului. Vă dați seama că noi, din 2002, de când suntem stațiune turistică de interes național, și apoi în 2013 am obținut statutul de stațiune balneo și stațiune balneo cu izvoarele, cu licență de exploatare, n-a fost ușor. Vă dați seama, 10 ani la început, 11 ani apoi, ca să poți obține. Iar luna trecută am reușit să obținem lacul, să obținem analizele pentru a putea amenaja lacul ca lac terapeutic, lacul fără fund, lacul Groapa Burlacului din Târgu Ocna. Astea sunt eforturi care nu le vede nimeni. Dar vă dați seama că sunt ani de muncă. 6 ani am avut cu Institutul de la Cluj, cu Institutul de Balneologie de la București, iarăși 2 ani, pentru că trebuie să instituții specializate să dea acest verdict. Vă dați seama, s-au făcut analize, foraje, s-au verificat. Și acum avem și pe Ministerul Turismului aprobată investiția pentru a amenaja ca lac de agrement și lac terapeutic lacul și să putem să facem ceva acolo. Sunt lucruri care nu se văd, sunt lucruri care, la care s-a depus mare efort și de mine și de colegii mei din primărie și care au impact peste ani. Pe când făceam documentația, ca să vă dau un exemplu, în 1993 am început documentația. Dumnezeu să-l odihnească pe domnul primar Brumă. Ei, ce stațiune? Hai, domne, du-te de aici cu stațiunea. Vă dați seama, Slănicu, stațiune, Oneștiu, oraș industrial. Și ne găsim noi acolo. La mijloc, așa. V-am mai spus, parcă dumneavoastră, că am fost chemat odată la un post de televiziune la ea și ce, domne, nu v-am văzut niciodată, v-am chemat să-mi spuneți cum ați transformat un orășel în care avea o gară mică unde noi ne duceam la Slănic în stațiune. Și uitați, tot așa, cu mult curaj și dă-i și dă-i și luptă și dă-i și iar, da. Și uitați-vă, care sunt efectele și acum. Și cu ambiție multă, sunt efectele primar, acum, da, că... da, și cu sigur. Și cu dorința cu de a face. Cu determinare de a face. Cu dorința de a face. Sigur că unii râd, că ce stațiune, că de nota știu, nu știu care. Știu, am văzut și eu, ei, suntem da, stațiune, da, noi. Da, stați un pic, doamna. Eu vă spun care sunt efectele. Efectele sunt foarte bune. Am fost la întâlnire la Camera de Comerț la Bacău,
la întâlnirea care a fost organizată luni. Și vreau să vă spun că s-a analizat situația economică a județului. Și la câțiva indicatori, noi suntem peste județ. Și vă dau unul din ei, din acești indicatori. Numărul de societăți comerciale la 1000 de locuitori. Depășim și media în România. Noi avem 35, sunt 28 cu Bacău sub. Este foarte important. Gândiți-vă ce dezvoltare a avut orașul în perioada asta. Că noi spunem de unde am pornit, doamne, e ușor să zici așa. Nu mai vă luați de Onești, că Onești nu mai e ce a fost. Onești a fost, a avut 60% din economia județului și acum cred că are tot. Era motorul sărac. Și acum nu știu cât mai are, nici nu vreau să vorbesc, dar când te vezi acolo și când vă pot spune că a crescut veniturile localității de 20 de ori din 2000 până în 2017, o să spuneți, dar cum? Și că Târgu Ocna are un buget în care poate să-și asigure funcționarea și 10-15% investiții. Asta înseamnă aceste realizări. Pentru că atunci când vin acești oameni, pacienții care vin, azi ne purtăm frumos cu ei și hai să vedem că acești oameni aduc bani. Dar să știți că am fost invitat acolo tocmai pentru faptul că în primărie și colegii din primărie avem o atitudine specială față de agenții economici. Agentul economic în primăria Târgu Ocna este venit și primit. Da? El nu este blocat, el nu este încurcat. Da? El pleacă în 10-15 minute. Pentru că am stabilit clar, avem destui care vin să ceară, dar ei produc. Și făcând acest lucru... Ajutând și... albinuțele, nu? Păi normal că trebuie să le ajuți. Acum și trânturii, nevoie și de trânturi, dacă tot ați amintit. Da. Dar ai nevoie odată pe an de două ori, știți? Corect, că pleacă matca și după aia când vine frigul afară. Deci nu, avem grijă de toată lumea, dar agenții economici sunt. Și știți ce se întâmplă? Uitați-vă, s-a deschis nu spun care, nu am voie să spun, dar o unitate de alimentație publică, că la noi 65-67% din societăți sunt de alimentație publică. Păi ne mândrim cu ea. Și când am văzut că vin din Onești acolo, mă, stai că e bine. Stai că e bine dacă vin la noi, da? Așa este. O berărie. Da, știu la ce vă referiți. Și am fost bucuroși când am văzut și din Onești acolo. Nu știu, dar vreau să spun de ce. Și să vă spun acest caz. Știți ce am făcut? Nu l-am ajutat acum, nu l-am încurcat. L-am îngrucat și când am văzut alții că vor să-l blocheze, l-am blocat noi pe cel care a vrut să-l blocheze, asta am făcut. Pentru că un investitor dacă are bani poate să facă la Onești, poate să facă la Brașov, poate să facă în Iași, în Timișoara. De el dacă a văzut că este primit, da? Și avem o persoană în primărie care se ocupă numai de agenții economici. Și agenții economici când au o problemă, ei știu că dacă avem la Târgu Ocna sunt... Apoi avem aceste întâlniri periodice cu ei. Că toată lumea întreabă, păi de ce, ce treabă are primăria cu agenții economici? Păi noi, primăria Târgu Ocna, nu vrem să fim doar cei care luăm, cei care luăm doar impozite și taxe. Da? Noi suntem și cei care îi sprijinim. Și cum putem să îi sprijinim? Foarte simplu. Spunându-le strategia orașului, prezentând în fiecare an bugetul orașului, uitați, avem dezbatere publică acum, avem întâlnirea cu agenții economici. E foarte important pentru un agent economic să știe că Târgu Ocna peste un an, 2-3, va avea lac terapeutic. Da? Corect. Da? Corect. E foarte important ca el să știe în ce direcție merge. Da? Și dacă vom dezvolta fabrici, de care și cum. Da? Sigur că noi am tratat problema așa. Agenții economici sunt partenerii noștri. Și eu mă duc și le spun, uitați, noi vrem, uitați ce investiții avem. Veniți agenții economici din Târgu Ocna să participați la licitații, să cheltuiți aceste investiții care le avem noi. Pe când ai numai acum aproape 10 milioane de euro, încep să devii atractiv. Păi avem numai fonduri europene, vorbesc, deci ca sursă de finanțare. Și să știți, școala numărul 1. Avem ridicarea potențialului. Avem mai multe. Da, sunt interesați agenții economici. Și el dacă vede care e direcția în care mergem noi, atunci sigur că el știe să-și face estimări. Își face și niște estimări că această incertitudine distruge mediul economic. Și comunicarea este cheia până la urmă. Exact, dar el nu poate să vină să investească 100 de lei și el să nu știe că direcția în care investește sau locul unde investește nu va fi unul profitabil, așa este. Ne pregătim de o scurtă pauză și revenim la mina de sare, dar vorbim despre drum. În câteva minute, rămâneți cu ochii pe noi.